Consiliul Local Deva a aprobat în recenta ședință forma finală a noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor anele. Noutățile fac referire la condițiile de acces la o locuință construită prin Agenția Națională pentru Locuințe. Concret, acestea vizează vârsta solicitanților și cuprinderea teritorială în care aceștia trebuie să-și desfășoare activitatea. În primul caz, vârsta până la care tinerii pot primi repartiție pentru o locuință anele este de 40 de ani față de 35, cum era până în prezent. În al doilea caz, solicitanții de locuințe anele trebuie să fie domiciliați sau să-și desfășoare activitatea profesională în orașul Deva sau în cele patru localități componente ale municipiului, respectiv Archia, Bârcea Mică, Cristur și Sântu-Halm. Conform ordonanței de urgență a Guvernului 55/2021, a fost modificată vârsta până la care tinerii pot beneficia de o locuință anele. Aceasta a crescut de la 35 până la 40 de ani. Există și o excepție de la aceste criterii în ceea ce îi privește pe medici și profesori care pot închiria locuințe anele indiferent de vârstă. În prezent, Direcția de Asistență Socială Deva are în administrare 3 blocuri cu un număr total de 145 de garsoniere și apartamente anele destinate închirierii.